viața ta? Aici este viața mea, da. De vreo 6 anișori. Viața ta de vreo 6 anișori și înconjurată de 5 copilași. Lunății. Ea e cea mai micuță, Anastasia. Cea mai lipicioasă. Da. Eu sunt Maria, am 8 ani jumate. Emilian. 6 ani. 6 ani, wow. Și mai avem încă 2 prețios. Bărbați puternici, dar deocamdată nu vor să se arate, ei vor să stea un pic în umbră. Astăzi o să facem o plimbare foarte frumoasă pe... cu? Barcă. Și unde mergem? Pe Dunăre. Ște motorul, pornește motorul! Vom vedea Wow, sunt delfini aici? Ai văzut vreodată? Pești. Văd în inima mea. Stai că începe cu metaforele. Spune-mi, Raluca, în care dintre cei 5 te regăsești cel mai mult? În Maria, cred. Ce vrei să vezi tu? Eu știu. Tatu știi? Vreau să văd peștele Nemo. Ei, ce drăguț! Eu vreau să văd peștele mic. Peștele clown. Și pește clown? Eu vreau să văd peștele mare. Balena e preferata mea. Uite, Casian, spune-mi, ce îți place ție să faci cel mai mult cu surioarele tale? Când mă plictisesc să mă joc cu ele. Ce cum poți băi? Volei, ce vă jucă? Știu, cu mingea, cu d-astea. Ce-ți dorești tu să fii când o să fii mare? Portar. Portar? Ca cine? Ai vreun portar preferat? Da. Dugalon. Bravo! Păi și fetele ce vor să fie când or să fie mare? Eu balerină și mai mult profesoră. Ce să fii? Siren. Și mami, tu ce-ți doreai să fii când erai mică? Eu cântăreață am visat de mică, nu, n-am avut... Mie mi s-a stabilit drumul de mică, de la 10 ani. Și cu toate astea, la un moment dat, ai dispărut un pic. La un moment dat, mi-am schimbat meseria. Da, la un moment dat n-am mai fost cântăreață, am fost doar mamă. Vreo 11 ani, doar mamă. Dar acum că au mai crescut, pot să le fac pe amândouă. Cu sprijinul soții, orului meu drag. Călca cineva pe urme? Nu știu, poate asta micuță. Și Măriuța. Ce vă doriți voi cel mai tare să faceți în această vacanță? Vreau să mă duc la fotbal. Eu vreau să mă duc la plasă la mamaie. Eu vreau să am un cal, o pisică, toate animalele de pe lume vreau să le am. Vacanța asta? E, da. Tu ce vrei în vacanța aceasta? Să fiu fotbalist. Și să încep în sfârșit baletul. Da, pentru că începusem înainte de pandemie. Vreau să fiu la canto. Să cânti ca mami. Și care era piesa, melodia pe care o știai tu a ei? Lasă-mă să-l